mei, abia ce au trecut doar câteva zile de la încă un mesaj care vi l-am făcut dumneavoastră în legătură cu toate problemele astea care au mai pus pe aici. Ce să vă zic? Am un mesaj și un răspuns pentru Anaser, Anaser cu mătru Anaser, care am văzut un mesaj din partea lui către mine direct. Cu metri, în primul rând, vreau să te salut, vreau să-ți doresc bucurii și fericire alături de familia ta, să fii bine, să n-ai nicio problemă în viața ta și să trăiești o viață liniștită lângă cine dorești tu. Și normal, odată ce mi-ai dat mesajul ăla, și sincer să fiu, nu prea îmi place că mi-ai dat de jurat pe copii, că puteai să spui la fel de frumos și fără să-mi dai de jurat pe copii, dar nu mai contează, știu că e supărat și te înțeleg. Cum e în legătură cu asta, eu am mai spus, am dat un anunț în legătură cu ce au spus cei din presă, din, cum spui tu, mass media. Eu n-am spus niciodată în viața mea că tu mi-ai luat bani. Eu n-am spus asta niciodată. Eu și când am fost chemat acolo la poliție, cum se spune, că nu știu eu cum se numesc toate acele locuri, pentru că nu prea am frecventat acele locuri eu, nu e felul meu. Când m-a chemat cineva să dau o declarație, eu nici n-am scris. Eu nu am scris. Eu doar mă întreba și cineva a stat la un calculator. Eu nici nu am scris. Asta spun cu mâna pe inimă, poate să audă toată România și cei de acolo care m-au chemat. Așa că n-am spus niciodată că tu mi-ai luat banii cu metre. Mai spun încă o dată și spun 2000 de ori. Că am venit și ți-am cântat și nu ți-am cerut bani. Asta nu e o problemă, că nu puteam să-ți cer ție bani. Am eu de unde să cer bani, nu pot să-ți cer ție bani și la familia ta, că v-am botezat și eu copiii. Așa că să audă toată România și chiar și tu cu metri să mă auzi, eu nu am spus niciodată că tu mi-ai luat bani. Mie personal, nu vorbesc de altcineva, vorbesc de mine. Nici tu, nici frații tăi nu mi-ați luat niciodată bani. V-am cântat la familia voastră și ce mi-am luat eu de la oameni a fost treaba mea, bacșiș, dedicație, cum se spune. Așa că încă o dată cu metre ți-am dat un răspuns. Eu am mai spus, dar cred că n-a ajuns la urechile tale. N-am scris nimic din tot ce spui tu, eu l-am declarat doar că am cântat la voi în familie și am declarat atunci când m-au chemat ei, nu că m-am dus eu. Eu n-am timp nici să stau cu copiii mei, n-am să mă duc la poliție și la astea, n-am eu timp de așa ceva. Încă o dată, tu nu mi-ai luat niciodată banii, tu, Anase și frații tăi, nu mi-ați luat niciodată bani, ba din contră, v-am cântat ce mi-am luat eu la oamenii dedicații. Am plecat eu, că am cinstit-o pe câte cineva că am vrut eu, asta e altă treabă, dar nu vorbesc de voi, nu vorbesc de voi. Și încă o dată, Anaser Dudeanu, Florin Salam, nu l-a băgat mâna în buzunar, dăm bie bani, în primul rând, una. Că mă respect și știu că, într-un anumit fel, ții cont de familia ta, că v-am botezat, și a doua, nici n-aveai cum să-mi bagi mie mâna în buzunar cu metri, că nu sunt copil de 2 ani. Așa că să știe toată poliția și toată presa, cu mătru meu, Anaser Dudeanu, nu mi-a băgat mie mâna în buzunar sau m-a jepcărit sau cum spune, mi-e și rușine că am o vârstă să mai pomenesc treburile astea. Mai bine, hai să ne concentrăm pe altceva. Eu am nunta de făcut, am o perioadă în care ce văd pe la televizoare sunt scârbit. Lăsați prostiile astea, încă o dată. Rezolvăm cazul ăsta care a spus cu mătru, că niciodată el nu mi-a băgat mâna în buzunar și eu n-am scris niciodată urât în defavoarea lui. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Eu spun că nu am vorbit de situația asta, cum spune cu mătru, că l-a spus presa, că mi-a luat mie banii din buzunar sau că m-a jepcărit sau asta. Nu am spus, că nu este adevărat. Clar. Clar. Despre cazul ăsta nu am spus niciodată așa cum s-a speculat. Mai departe, mă opresc aici, că am multe de făcut, deja sunt... Am niște momente frumoase care trebuie să le trăiesc, am nunta mea de făcut și... Dar ai dat de jurea cu metri și de-aia am intrat acum, că aș fi vrut să intru după nunta mea, să spun, dar... M-am eliberat eu așa sufletește și încă o dată spun. Asta nu spun din cauza ta, nu mi-e frică de nimeni, credeți-mă, vorbesc cu respect și cu onoare și... La ce se întâmplă acum, fiecare vorbește pe telefon ce vrea. Sunt șmecheri, sunt cu tare, să fii sănătoși, să fii sănătoși. Eu n-am vorbit, n-am înjurat pe nimeni de copii, cum a spus cineva
acum o oră, două, că s-a lămăzurat. Eu nu sunt frate de copii. Nu că sunt șmecher sau lăutar, sunt om. Eu nu sunt nici, auzi, lăutar sau șmecher. Bă, frate, sunt un om. Am două mâini, am două picioare, am două...